Lecție de viață din partea unui bătrân de 70 de ani, fără picioare, care a dorit să arate că mediul înconjurător poate fi protejat în orice condiții. Acesta a plantat mii de copaci în satul în care locuiește. Bătrânul în vârstă de 70 de ani a plantat pe cont propriu peste 17.000 de copaci în zona unui munte, locație unde își petrece majoritatea timpului. Acesta are o poveste de viață emoționantă. În urma unui diagnostic rar, medicii i-au spus să aleagă dacă dorește să trăiască cu boala care îi poate pune viața în pericol în orice moment sau dacă alege să îi fie amputat piciorul. Acesta a ales să trăiască însă cu piciorul amputat și a continuat să lupte pentru a-și întreține familia. După 20 de ani de la prima operație, medicii au fost nevoiți să-i amputeze și celălalt picior, boala revenind în organismul bărbatului. După câțiva ani de la a doua intervenție, acesta s-a hotărât să salveze mediul, așa că a început să planteze copaci. Guvernul a ajuns la dispoziția bărbatului cu asistență financiară iar după ce povestea lui a fost raportată pentru prima dată, relatează știrile canal de.ro.